la această oră audierea propunerii pentru Ministerul Sănătății Victor Sebastian Costache. Sunt modern în România, în Sibiu, și am făcut parte din echipa de management acestui centru de boli cardiovasculare. Îmi cer scuze că vă întrerup, vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Aș vrea, dacă binevoiți, să vă focusați în continuare pe partea de prezentare a programului de guvernare în domeniul sănătății. Mulțumesc mult! Sigur că da, domnul președinte. Ca și în momentul de față avem de gerat, de gestionat imediat câteva crize. Prima criză este criza rezidenților. În momentul de față avem câteva mii de tineri care sunt prinși, sunt luați ca ostatici în acest joc politic și acest lucru trebuie rezolvat imediat. Și trebuie să lucrăm împreună. Știu că imediat după această audiere va avea loc în Parlament o încercare de a găsi soluții pentru deblocarea situației acestor tineri. Trebuie să fim conștienți că suntem o țară care în ultimii 10 ani a pierdut peste 30.000 de medici, un număr incalculabil de asistente medicale, și este păcat să ne jucăm cu puțina resursă umană care avem în acest domeniu. În momentul când voi fi numit, împreună cu doamna ministru educației, vom debloca situația pe examenul de rezidențiat. Și evident sunt soluții pe termen scurt și pe termen lung care trebuie realizate în acest domeniu. În momentul de față, ca și soluții de termen scurt, nu este corect să schimbăm regulile în timpul jocului și studenții trebuie să beneficieze rapid în luna decembrie de un examen pentru care s-au pregătit și care au știut că se va desfășura. Deci trebuie să fim predictibili. Iar în perioada în care urmează, în anii care vor urma, trebuie să le asigurăm acestor studenți, viitori, medici și colegi, capacitatea de a susține un examen după model european. Legat de acest aspect, am constatat în programul de guvernare că faceți referire doar la absolvenții de medicină și nu faceți nicio referire la absolvenții de medicină dentară și farmacie. Să înțeleg că guvernul pe care Ministerul Sănătății și guvernul nu va mai avea locuri la rezidențiat pentru stomatologi și pentru farmaciști? Ca și în ceilalți ani, se vor studia toate soluțiile și țineți minte că nici în anii trecuți nimeni nu a rămas pe din afară. Am ținut legătura cu președintele Asociației Rezidenților și din discuțiile cu primul ministru, și avem garanția primului ministru, niciun tânăr pregătit în universitățile de medicină din România nu va rămâne pe din afară. Vă mulțumesc, domnule ministru. Aș prefera, dacă sunteți de acord, să dăm drumul la întrebări, astfel încât, domnul vicepreședinte Ungureanu a Camerei. Domnule ministru, aș vrea să vă cer scuze, aș vrea în momentul în care enunțăm întrebarea să fie întrebare și mai puțin o prezentare foarte amplă. Mulțumesc mult, de înțelegere. Domnule ministru, o chestiune, să-i spunem, importantă, dar foarte delicată, în legătură cu acuzațiile de malpraxis care planează asupra dumneavoastră. Noi cei din USR ținem foarte mult la aceste criterii de integritate, nu doar de competență. Și pentru noi este important să știm în situația în care, în dosarul în care aveți... Vom reveni așadar, continuă audierea propunerii pentru Ministerul Sănătății. Vorbim despre Victor Sebastian Costache, medic din Sibiu, cu o vastă experiență, mai ales în afara țării. A lucrat mai bine de 10 ani în spitale din Franța, Marea Britanie, Danemarca, Scoția, Germania și Canada. S-a întors la Sibiu, are foarte multe performanțe din punct de vedere medical. Rămâne de văzut cum va reuși să răspundă întrebărilor membrilor comisiei. Continuă audierea, revenim așadar cu imagini în direct în